Jucătorul lunii septembrie. Cum te simți? Ai dat 22 de goluri, 4 pase decisive și vă bateți la tine. Da. Colegii mei m-au ajutat pentru echipă lupt să luăm titlul și cupa, să facem eventul ce am făcut anul trecut la Liga 2, că avem echipă foarte bună și sperăm să luăm titlul, asta ne dorim. De asta venim de la Galați să luăm titlul. Cât de mult contează că joci în echipă cu Cernat? Primești pase de la Cernat, un jucător de Liga Campionilor, și ești antrenat de Alex Băurcean. Mândrie cea mai mare la Victorii Capăs. Fost fotbaliști din Liga Campionilor, Liga 1, am onoare, când îmi dă pase de gol să marchez mereu pentru echipă lupt. Nu contează că dau eu goluri, numai să câștigăm titlul aici la Victorii Capăs. E cea mai tare competiție de mini-fotbal din România. Vă simțiți bine aici, nu? Da, sigur. De asta și venim de la Galați. Facem kilometri numai să luăm titlul ăsta. Faceți naveta indiferent de costuri, indiferent de oră, e târziu, jucați două sau chiar trei meciuri într-o zi? Da, jucăm și trei meciuri am jucat într-o zi și de asta venim. Avem noroc de Șiuli, capitanul nostru, cum ar veni din teren, care ne ajută foarte mult și ne aranjează în teren și tot dăm pentru Oțelul Galați să luăm titlul aici, la Victorii Cup. Oțelul Galați a fost campioana României, o să fie și la Victorii Cup. Sperăm să luăm titlul aici și cupa, dar vă promit că titlul luăm. Spune-ne un pic despre tine. Ce jucători îți plac din fotbalul mare, ce echipe? Barcelona și cu Messi, stângașca și mine și îs cu Barça la și CFR-ul. Primul rând CFR Cluj, favorita mea în România. Și ce jucător român? Alex Băurceanu, desigur, cel mai tare jucător de la toate timpurile de fotbal, care am jucat cu el, el-i. Din partea partenerului nostru, VIP Business Voyage, vei primi un premiu surpriză, un sejur de două persoane la munte. Te-ai gândit pe cine inviți? Am gândit, am totul pus deoparte. Când e de plecare, plec direct la munte, două zile de relax. Și știe? Știe, am zis deja. Am aflat de-aseară. Mulțumesc frumos. Și competiția cea mai superbă din toate punctele de vedere, organizarii, tot ce se întâmplă aici. Nota 10.